A fost evident pentru oricine a urmărit desfășurarea evenimentelor că românii au demonstrat în număr foarte mare, pașnic, și au spus foarte clar ce doresc. A fost la fel de evident că acești demonstranți violenți, ca să nu spun altceva, au venit cu scopul de a strica manifestația din Piața Victoriei. Felul în care Ministerul de Interne nu a gestionat situația și felul în care jandarmii au acționat față de aceste grupuri de instigatori, mă nemulțumește profund. La Ministerul de Interne s-a știut foarte exact când, unde și ce grupuri se pregătesc pentru a, în ghilimele, pentru a sparge demonstrația din Piața Victoriei. În loc să izoleze pe aceștia acolo unde s-au adunat, și s-a știut foarte bine unde s-au adunat, i-au lăsat liber să se amestece printre demonstranții pașnici, punând astfel în pericol nu doar demonstrația, ci au pus în pericol sănătatea și chiar viața românilor simpli care s-au dus să demonstreze în mod pașnic. Foarte grav mi s-a părut faptul că doamna ministru de interne s-a dus la televizor și a spus că ea nu a știut nimic. Păi dacă n-a știut nimic, este cu atât mai grav. Înseamnă că nu conduce ministerul, ci doar stă în minister. Acest lucru este inadmisibil. Solicit doamnei ministru de interne și jandarmeriei lămuriri scrise urgente și clare. De ce și cum a fost posibil să fie lăsate elemente violente să distrugă o manifestație pașnică cu tot Ministerul de Interne de față acolo? O țară are un guvern tocmai ca să facă aceste lucruri, nu să dea noaptea ordonanță. Este treaba guvernului și au ratat misiunea și guvernul și Ministerul de Interne.